Nu s-a mai sculat dimineața din pat. Motivele că nu s-a mai sculat. Și când mai departe s-a constatat că sunt altele, altul e adevărul decât... Și acum uitați unde am ajuns. Știați că se întâmplă astfel de orori, dacă nici v-au mai spus vreodată că sunt, eu știu, maltratați în acest timp? Câte ori mergeam familia, niciodată nu eram lăsați să stăm cu pacientul în camera de vizită. Ba, venea un minut, ieșea o fată, o asistentă, peste un minut intra alta, motive să nu îi dăm noi altceva, dar altul era motivul ca să nu putem vorbi particularități. Venit să-i ridice trupul neînsuflățit fratelui decedat după ce a încasat o bătaie zdravănă la centrul în care era internat, bărbatul se abține cu greu să nu-i zbucnească în lacrimi. Nu-i vine să creadă cum ruda sa a devenit victima celui care ar fi trebuit în mod normal să aibă grijă de el. El e aici decedat și celălalt e la județean, la spital, într-o stare să vedem și el cât mai durează. Din cauza la un animal vine băut la servici, lasă băutura și un birou la el și pe urmă îi scoate pe toți 30 de inși afară și după ea se le dea o corecție. Că el... Dar cum vedeți situația aceasta că nimeni nu a raportat? Atât ce face centru cu cei directorul de la DGAS, pe ce spun că nu au primit informații? Mai bun, legăturile între ei acolo, plus cei nu angajați pacienții de acolo, mai mult de frică. Beneficiari mai mult de frică că mâine voi fi sau după amiază tot cu el. Împreună cu ginerele și cu nepoata sa, fiica bărbatului mort, au venit să ridice trupul neînsuflățit de la Serviciul de Medicină Legală Ploiești. Bunicul ia-ne de aici că ne omoară. Ce ia-mă de aici că ne omoară. Asta e cuvântul fratelui. De frică, de teamă. De frică, de teamă. Și tremura tot așa. Nu se poate trăi în felul ăsta și în secolul 21. Deci e ceva inuman. Nu, așa ceva nu. Și fiica victimei, care nu-și mai vorbise cu tatăl de 4 ani, a rămas șocată de relele tratamente primite de tatăl și unchiul său, frați gemeni, ambii internați de mai bine de 7 ani la centrul de la Călinești. Adică nu mi se pare gest corect. Vă spunea vreodată faptul că... Nu, eu ultima dată când am văzut a fost acum 4 ani, nu știam. Nu-l vizitați? Nu-l vizitam, da. Dar din păcate acum iată că... Da. Ancheta continuă și alți martori au fost audiați. Verificări se fac și la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, acolo unde după 4 zile de agonie, bărbatul a fost trimis de medicul din centru, care până atunci a fost în concediu. A fost consultat, însă apoi a fost lăsat să revină la Călinești cu medicație. Tocmai pentru că este o anchetă, din ce am înțeles, a parchetului, nu pot să dau foarte multe detalii. Pot să vă spun că noi am derulat o anchetă internă și deja concluziile sunt destul de clare. Noi o să le punem la dispoziția organelor de anchetă și a colegiului medicilor, cei instituiți ca să ia măsurile cât se poate de corecte și de serioase. În primul rând, cauza decesului va fi stabilită sau a fost stabilită de o expertiză medico-legală. Iar de acolo, coroborat cu datele noastre din ancheta internă, se va vedea foarte clar unde este și dacă este vorba de culpă. Ancheta internă s-a făcut foarte serios. S-au luat note explicative și documente medico-legale pe foile de observații și toate, absolut toate, vor ajunge la organele de anchetă care să stabilească împreună cu experți autorizați cauza decesului. În ciuda atitudinii violente a infirmierului de 52 de ani, vecinii spun despre acesta că nu îl vedeau în stare să facă rău cuiva. Îl știam un băiat cu săcate, un băiat cu minte, nu era de balamuc pe la noi pânsa să se bată, să... Nu. Un băiat de nota 10. Ai fi mers la serviciu un pic amețit și nu i-ar fi luat pe toți? Nu s-a bătut cu nimeni pe aici și nu a jurat că mai bea când venea de la serviciu aceea, ca și dumneavoastră. Când ieșiți din serviciu, nu beți o bere? Băi, bun, nu, n-am o problemă cu el. Păi suntem vecini aceia cu el. Oare să fi avut așa o ieșire? Nu. Nu, v-am spus. Nu a avut probleme, am mers oare. N-a avut. Ca, nu pot să dau seama, știi că era un băiat de treabă, dar știu eu, la un moment dat, ce putea să fie, ce discuții au avut ei între ei, nu pot să-mi dau seama. Chiar de vreo jumătate de oră s-a la televizor, m-a murit și că familia caută să... De în judecată, sunt niște probleme. Se spune că ar fi venit băut la serviciu și ar fi scos pe toți 30 de beneficiari
În... Nu să-mi dau seama, de moment ce n-am fost acolo... Bărbatul de 61 de ani va fi înmormântat. Fratele geamăn al acestuia este încă internat la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, unde a ajuns încă de sâmbătă. Și el are urme de violență în urma bătăii aplicate în centrul de la Călinești.